Făgărășenii aflați în căutarea unui loc de muncă au o nouă listă de posturi disponibile. Publicate în urmă cu câteva zile de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Brașov, locurile de muncă sunt în număr de 11. Este vorba de un post de agent de vânzări, două posturi în domeniul cojocăritului, respectiv curățitor, piei și cojocar, un post de dispecer, un alt post de electrician auto, un post de spălător de vase, trei posturi de muncitor necalificat, un post de secretară și un post de vânzător. De asemenea, și în orașul Victoria sunt disponibile două locuri de muncă, respectiv de agent veterinar și curier. Șomerii care sunt interesați de unul dintre aceste posturi trebuie să fie obligatoriu luați în evidența Agenției de Șomaj. Însă mai multe informații obțineți la sediul Agenției din Făgăraș de pe strada Libertății.